Cenea IRE a anunțat impunerea unor restricții de circulație pentru vehiculele cu o masă totală mai mare sau egală cu 7,5 tone în perioada 13-14 iulie, între orele 10-20, din cauza avertizării cod Roșu de caniculă. Restricțiile se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din județele. Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călăraș, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorș, Mehedinți, Timiș, Caraș Severin, Arad, Bihor, Satu Mare, Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Buzău, Vrancea, Galați și Brăila. Printre vehiculele exceptate de la aceste restricții se numără următoarele categorii: transportul de persoane, transportul funerar, transportul poștal, transportul echipamentelor de prim ajutor, transportul pentru distribuirea de carburanți și transporturile militare. De asemenea, CNAIR va continua să monitorizeze evoluția condițiilor meteorologice.